Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător. Etalare pentru ianuarie 2022. Da, am reușit să pun și brițul. În timp ce am amestecat cărțile, două cărți au vrut să se arate. 8 de băte și regina de băte. Puteți să fiți voi doritori să mergeți mai departe, să depășiți un hop, o situație, un blocaj, o situație neplăcută, un blocaj, să mergeți mai departe, să tindeți către mai bine, către în sus. Tipic simbolisticii tarotului clasic. 8 de foc. Posibil comunicați cu cineva sau cineva, ori un alt semn de foc, deși nu-mi place să limitez regina de foc la un semn de foc, pentru că oricine poate să fie pasional, da? Nu doar semnele de foc. Și semnele de foc pot să fie uneori foarte reci sau foarte pământene. Deci, oricineva foarte pasional, ca și voi, eventual, în cazul în care sunteți, își dorește să vină spre voi și să comunice. E o călătorie, e o comunicare cu cineva, a voastră, sau alte persoane care într-un fel sau altul vă oglindește. Sau vă asemănați cu ei. Interesant, mesagerul de aer. La capătul setului de cărți, deci până la urmă tot se comunică într-un fel sau altul, nouă de pământ. Și mesager de apă, împăratul. Un bărbat căsătorit. Un bărbat în autoritate, dar când nu e căsătorit. Ar dori să comunice ceva ce ține de suflet, de emoție, unei femei singure. Sau poate sunt mai multe persoane. Femeia singură ar dori să vă comunice... Femeia sau persoana, poate și bărbat independent, da? E o persoană independentă, dar nouă de pământ mi se pare o energie frumoasă. Chiar dacă e singură, nu înseamnă că e o problemă. Pentru că nouă de pământ își cunoaște valoarea și știe că nu se poate amesteca cu oricine. Vorba femeie, cine acest personaj independent și-ar dori să comunice cu voi și mai un alt personaj. Eu cred că e un alt personaj, da? O figură autoritară, un tată, un șef, soț. Da, deci până la urmă sunt multe mesaje. 8 de foc până la urmă ar putea să semnifice către voi mai multe mesaje din diferite părți. Interesant că și la capătul acestui set de cărți tot mesager aveți. Mesager de cupe pe care l-am revăzut. Un mesager de cupe care ar vrea să vină la voi acasă, dar acasă sunt și conflicte. Între voi și un suflet pereche există un sentiment de abandon, de conflicte, nu doar interioare, nu doar mentale, dar sunt și invidioși, sunt și discuții. Acum rămâne de văzut dacă se poate crea ceva, dacă aceste suflete foarte frumoase pot să creeze ceva stabil și frumos în pace sau se vor lăsa influențați de aceste discuții, vești, vorbe, sentimente de abandon, de vinovăție, de acuzații. În fine, hai să vedem energia generală. Energia generală pentru săgetător, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Hai, mă vedem să ascendez, mă vedem să cetător. Soare, mă vedem să ascendez, mă vedem să cetător. Cărțile acestea sunt foarte mari și le manevrez destul de greu. Ca să spun de la început, dacă nu aveți încredere în cum amestec eu, că de ce nu amestec în față, în primul rând nu pot din multe motive. 9 de aer. Interesant și... În plus 9 de aer, dar mai apare 4 de cupe și alt mesager de pământ. Deci, cine nu are încredere, chiar vă rog de la început să plecați și să ascultați în altă parte, unde vedeți cum amestecă cărțile, cum le pune, da? Fără comentarii, ieșiți de pe acest canal dacă aveți vreo oarecare senzație de neîncredere. Asta așa ca să stabilim de la început. Cine mă întreabă de ce nu amestec în față, amestec în spate, unde mie îmi permite poziția mai bine, da? Deci, fără acuzații.
cine e pus pe acuzații să caute în altă parte discuții. Acum, 9 de aer. Este un stres. Este o tristețe cu 4 de cupe. O ocazie pierdută, mesagerul de pământ. O ocazie de a construi ceva de lungă durată. Mai este și un rege de pământ care putea să fie împăratul mai devreme, da? Iar e vorba de o figură masculină, destul de matură, ca și vârstă 40, în jur de 40, da? De care 40 și ceva, poate chiar. Iar 9 de foc cu niște blocaje, care poate ar trebui cu steaua să învățați să vă vindecați. Da. Acest mesager de pământ îmi spune că poate unii dintre voi ar trebui să vă concentrați pe construcția voastră, pe un proiect care necesită atenție și va crește în timp, în loc să vă concentrați pe o pierdere emoțională, 4 de cupe, o pierdere, dorul de cineva, faptul că nu sunteți cu cineva, un stres. Evident că pot să fie emoții diferite ale altor persoane, dar dacă a apărut la voi, la energia generală, pe unii vă pot influența aceste energii sau reprezenta aceste energii în această lună. Ianuarie 2022, Soarele Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Săgetător. Ia să vedem. Ianuarie 2022. Central. V-ați blocat sufletul, da? De obicei, ăsta este Săgetătorul, varianta sa precaută și ambițioasă, dar rămâneți în picioare, sunteți răniți, deschiși către, un pic deschiși, nu foarte deschiși, un pic. Încă nu v-ați blocat total. Ați lăsat o portiță pentru cineva, doar aveți grijă cine e această persoană, să nu facă parte dintre cei care v-au rănit, care v-au adus dureri de cap. Stați în picioare dacă aveți probleme cu sănătatea. Regina de pământ și regele de pământ. Aici este o provocare. Cum? Unele dintre voi ați vrea să fiți soții și ceva nu merge, s-a blocat. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Acum, provocarea poate să fie soția cuiva, mama cuiva sau atributele voastre de mamă și de soție într-o situație, da? Și aici e provocarea. Trebuie să luați în considerare, rămâne de văzut cum se desfășoară cărțile și aceasta, dacă sunteți voi, și aceste atribute ale voastre. Poate să fie și un semn de pământ, dacă vreți, sau cineva cu marcaj puternic pe pământ. Interesant, cavalerul de monede iar apare, undeva în trecutul îndepărtat. O situație, un proiect, o relație s-a dezvoltat extrem de greu. Extrem de greu, o să clarific, poate. E o dezvoltare, da, de la cavalerul la regina de monede, da, foarte, foarte înceată. Regina de monede, până la urmă, este și un sentiment de stabilitate, de o oarecare abundență care poate fi împărtășită cu alții, de o capacitate de manifestare și creație. În planul acesta material, cu ceea ce aveți voi în preajmă. Dar aici e provocarea. Reușiți să treceți pentru că apar niște blocaje. E o construcție veche a voastră. De mult timp vreți să fiți soții, mame, să aveți, repet, stabilitate, la la la, da? Și ați pornit în această, în căutarea, în atingerea acestui ideal sau acestei poziții. Poate nu fi ideal. Nu știu, pentru mine să fii o simplă mamă sau soție nu mi se pare un ideal. În fine, dar e alegerea voastră. Știu că sunt și oameni simpli care astfel doresc să fie mame, soție și... Dar această călătorie este grea și întâmpină în acest moment niște blocaje la nivel sufletesc și în primul rând este în sufletul vostru acest blocaj, din niște motive. Interesant cum reapar cărțile. Cavalerul de cupe în ultima vreme. Vine cineva să vă romanțeze, să vă caută cineva împăcarea cu voi, poate, dar poate că cineva
vrea să fie romantic, sensibil cu voi, rămâne de văzut dacă e și primis că voi sunteți în atitudinea asta. Nu te atinge de mine. Nu te apropia de mine. Unii, nu toți. Ia uite, 5 de monede în viitor, o să clarificăm. Senzația că mergeți prin, vă chinuiți de, pe cont propriu sau în cuplu. Probleme de cuplu? Foarte frumos acum în prezent, 2 de cupe. Dar vedem de ce apare 5 de monede în viitor. În prezent și viitorul apropiat, 2 de cupe. Poate totuși, 2 de cupe nu înseamnă să ai suflete perechi. Poate să fie și o prietenie cu cineva, o colaborare. Vedem cum se completează această poveste sau ce se mai adaugă la această, nu neapărat o poveste, că până la urmă sunt paliere diferite în viață, sunt departamente. Dar în prezent aveți acest 2 de cupe. Sufletele perechi nu sunt doar pentru povești de dragoste, sunt și oameni care ne ajută în momentele grele. Poate. O să clarific, repet, ce e acest 2 de cupe. Dar atât cât se arată, posibil să fie o prietenie, ajutorul cuiva, comunicarea cu cineva de la suflet la suflet. Pentru că văd că vine cavalerul de cupe, da? Către voi și până la urmă faceți un soi de... Se creează o legătură. Chiar așa cum sunteți, vă înțelege. Cavalerul de cupe are empatie. E un personaj empatic. Acum sper că nu vedeți cu acest blocaj, nu vedeți pe toată lumea agresivă, da? Sfatul. Uf! Uf, ce urât! 5 de spade. Vai, ce frumos! Mi-aduc aminte. La ce zodie am mai spus acest citat? Sau, de fapt, nu mi l-a spus. La Berbec, cred că a fost. După ce am făcut etalare, am primit un comentariu în care o abonată, printre mai multe cuvinte, mi-a adus aminte de un citat care îmi place foarte mult. O vorbă de-a lui Iisus, da? Fiți blânzi ca porumbei și vicleni ca șerpii. Vicleni, nu răi, nu să mușcați. Ideea e să fiți atenți la ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Probabil că aveți niște dușmani, există niște oameni invidioși, fiți prudenți. O să clarific, pentru că e o carte negativă și e destul de ciudat că apare în poziția aceasta a sfatului. O să vedem și celelalte cum apar. Exterior, ce vă influențează? Casa cuiva? Fericirea cuiva? Stabilitatea cuiva? Ar putea să fie... Varianta frumoasă acestei situații ar putea să fie un suflet pereche care vă influențează în prezent în bine, teoretic, dar aveți un sfat foarte contradictoriu, foarte ciudat. De ce vă este teamă de stagnare, de sacrificii? De sacrificii? De subconștientul vostru, interesant cum vine mesajul. Ce vă doriți să... Să încheiați un capitol cu cineva, să începeți o nouă lume. O nouă lume, nou capitol, o nouă viață. Ceva nou. E 2021, s-a încheiat, gata, acum începeți anul cu 2, da? Cu 2. 2022. Dar e ceva. E doar la început. Ce reușiți să faceți? Interesant, regina de bâte pe care am văzut-o chiar de la început. Să vă regăsiți... Puterea, în cazul în care, da, cineva vă asistă, da, nouă, aici sunteți în sufletul vostru, dar reușiți cu regina de bâte să vă refaceți într-un fel sau altul. Imaginea. Încrederea. Regina de bâte și împărăteasa. Ar fi minunat. Dacă ar fi aceste două suflete perechi care se întâlnesc într-o formă de prietenie și se susțin, arată bine finalul. Dar o să vedem la clarificări, pentru că de multe ori la clarificări povestea întreagă se schimbă.
Aici este provocarea. Vreți să fiți mame, soții? Regina de bâte și împărăteasa. Dar apare un stres și un zero. Da, știu, pentru o anumită ascultătoare că e rănită, e dezamăgită din cauza nebalanței. Știm. Știm. Dar evident că nu vorbesc doar despre acest caz. Ideea este că mai sunt și săgetători, nu? Și săgetătoare. Posibil cineva cu marcaj în semnul taurului, poate chiar și a balanței, chiar dacă doamna aceea să nu comenteze, adică să nu comenteze. Ea nu mai vrea acea balanță, dar vorbesc despre alți săgetători. Sau cineva cu marcaj în săgetător. Probabil alte persoane așteaptă o balanță cu împărăteasa, să o ia de la zero, dar e mare stres în acest sens. Nu. Da, e și sfatul. Dacă așteptați, da, e și sfatul. Fiți precauți. Ia uitați, 5 de spade. Fiți precauți că cineva are tendința să vă pună. Nu neapărat, nu vorbesc mult de zodia balanței, nu, Doamne ferește, că n-am nimic cu ei. Eu personal deocamdată n-am nimic și dacă aș avea, nu e treaba mea, ce am eu cu ei. Ideea este că cine vine, aveți grijă, da? Fiți în energia voastră cea mai înaltă. Păstrați-vă tronul, păstrați-vă regalitatea. În ce sens? Că nu suntem regi, da? Toți. Majoritatea nu suntem. Ideea este că să vă păstrați noblețea. În orice situație ați fi, dacă sunt invidioși, păstrați-vă noblețea. Dacă cineva vrea să o ia de la zero, veți trăi și veți vedea. Ideea este că e aici un potențial destul de toxic. La un moment dat, după acest zero. Ce simt? Simt acum că dacă există cineva rănit după o poveste de dragoste și încearcă să-și refacă viața prea repede, înainte să se fi vindecat, își atrage acest zero, atrage o nouă ocazie, da? De intra într-un trio, într-o situație toxică. Aici vreau să ajung, da? O să păstrez și împărăteasa. Din acest motiv, păstrez cele două și vă sfătuiesc să vă bine, n-ar trebui să dau sfaturi. Să vă păstrați noblețea. Poate această împărăteasă pentru unii să fie iar o mamă sau soția cuiva, altcuiva. Și din acest motiv, dacă e o altă persoană, sunt două persoane, de fapt sunt trei aici, da? Dar dacă sunt două persoane undeva în preajma voastră, într-un anumit context, care l-am văzut că acel context permite menținerea unei energii toxice. Fiți atenți! Încercați să nu folosiți cuvinte urâte, pentru că asta nu duce nicăieri, vă scade în vibrație. Dar fiți atenți! Deci, blânzi ca porumbei, împărăteasa în vibrația sa cea mai înaltă și vicleni, și cinci de spade viclean și pisica e vicleană, da? Vicleni ca șerpii. Hai să și clarificăm pentru că este ciudată. Eu nu am așezat cărțile una după cealaltă, da? Fiecare carte, ca să fie clar pentru cei care ascultă, fiecare carte reprezintă o parte, da? Un trecut, îndepărtat, apropiat, un prezent, un viitor, da? Poate totuși simt că totuși cineva ar vrea ori să vă asiste, ori să se împace. Dacă cineva vrea să se împace, nu prea pare, cum ați văzut și voi cărțile,
că își susține această dorință pe termen lung. Hai să vedem la capătul setului de cărți. Iau-te, Luna, Frici și Regele de Bâte. Regele și Regina de Bâte, da? Într-un fel sau altul, un personaj care v-a fost, vă este o pereche, într-un fel sau altul, pereche divină. Dar sunt conflicte în preajma acestui rege. Conflicte, concurență. Oamenii se bat pe el sau el se bate ca să își menține această poziție, se zbate, mai bine zis. Și sunt multe secrete. Multe secrete. Pentru unii pot să fie niște discuții la locul de muncă. Poate sunteți chiar voi, Regele de Bâte, da? În energia voastră masculină. Bărbați, femei, nu contează, da? La locul de muncă trebuie să fie în energia masculină, da? De obicei. Și acolo să fie discuții cu cineva. Dar apare și o căsnicie zdruncinată. Băi, ce cărți, ce nu-mi place când văd chestia asta. Vreau ceva mai frumos. Blocaje mentale. Nu putea să începe și voi anul altfel. Hai să și clarificăm. Nouă de monede. Ia uite. S-a oprit la împăratul pe care l-am văzut mai devreme, da? Hai să vedem. După clarificări, la ce concluzie ajungem? Clarificăm cavalerul de monede undeva în trecutul îndepărtat. O dată. De două ori. De trei. Da, separare. Din cauza aceasta nu s-a mai dezvoltat nimic. Deci aici s-a fost provocarea. Separarea, răsturnarea, blocajele face parte din seria de blocaje pe care le-ați într-o construcție, într-o relație pe care o vreați de lungă durată, stabilă. Și de-aia apare ca și provocare regina de monede. Ați fi vrut să se ajungă la această regină de monede și nu s-a ajuns din niște motive și trebuie probabil să mai așteptați. Sau să o luați de la zero, sau să o luați de la, eu știu, altă etapă, dați un pic înapoi, în marșalier. Nu-i plăcut, da? Se întâmplă în viață. Îndrăgostiți la capătul setului de cărți, da? Și nouă de spade. O poveste de dragoste care a creat durere de cap multora. Clarificăm și alegerile. Alegerile unora în dragoste au provocat dureri și stres. Nouă de spade. Nopți pierdute. Cavalerul de cupe. Odată. De două ori. De trei ori. Doi de monede. Mai dăm o carte, o dată. De două. Prințesa de pământ. Valetul de pământ. Aici poate că ați fost și voi puși să alegeți. După această zdruncinătură, separare neașteptată. Este o separare într-o construcție care a fost luată pas cu pas, da? Poate să fie job, familie, și când zic de familie, nu mă gândesc musai la cea pe care v-ați făcut-o, ci și cea din care veniți. În trecutul îndepărtat, ați fost pus să alegeți. Ori vă reconstruiți, dar pentru asta trebuie să studiați o nouă cale, valetul de monede, ori vă împăcați cu cavalerul de cupe. Interesant, justiția. Poate că a fost o separare și în care în această separare au fost discuții legate de copil, de vindecare, de împăcare, de hai cu iau de la zero, da, valetul de monede, ca să mă reconstruiesc. Clarificăm nouă de bâte. O dată. Ce a vrut să apară? Iar pământul apare. Două. Trei ori.
3 de monede, iar 2 și 3, construcția și apare, deci se susține cu această carte de pământ dorința de a, de a vă menține stabilitatea, de a, sau nu neapărat stabilitatea, cât de a crea ceva. De a crea ceva. De a manifesta o creștere, acest triunghi în sus. Colaborare. Dar apar blocaje în această construcție. De exemplu, tot vorbim de construcții, de chestii pământene, că aveți nevoie, toți avem nevoie de stabilitate, da? Blocajele astea. Bine, sunt în sufletul vostru, dar dau exemplu. Vrei să construiești, să zic, ceva, o cameră, da? Vrei să-ți cumperi, eu știu ce, ciment, lavabilă, una alta, da? Și e închis magazinul, se pun restricții pe nu știu ce, cresc prețurile, alea, alea, da? Blocaje, blocaje, care întârzie. Întârzie această regină de monede, această stabilitate pe care vă doriți. Am dat un exemplu, dar evident că poate să fie altfel, pentru că e o chestiune centrală și o chestiune de suflet, sufletească, da? Vrei să-ți întărești sufletul și când zici că l-ai întărit, se zdruncină sau nu găsești anumite chestiuni. Nu găsești empatie, nu găsești stabilitate, loialitate din partea, da? Parcă s-ar găsi la magazin. Am dat un exemplu. Clarificăm regina de monede ca și provocare odată. Am vrut să se arate 8 de cupe de 2 ori de 3 ori. Și luna. Sunt niște secrete. Sunt niște secrete. Cineva a plecat într-un mod misterios? Este o mamă, o soție? O plecare, detașarea cuiva din cauza fricilor sau din cauza unor secrete? Evident că acest mesaj se va rezona diferit în viețile fiecăruia. Eventual, dragii mei, provocarea ar fi să vă detașați un pic de această imagine. Dacă e o poziție pe care vreți, dacă e un sentiment, eu știu, de abundență, de stabilitate pe care vi-l doriți acum, pe care e logic să-l aveți. Dacă e o femeie, mamă, soție, ce-o fi, trebuie să vă detașați un pic. Până vă clarificați niște lucruri. Dar mai vedem cum se leagă. Luna iar accentuează maternitatea în această poziție. Poate cineva a plecat de lângă voi într-un mod misterios pe care nu-l înțelegeți. De ce am zis de lângă voi? Pentru că e o parte din voi. Poate sunteți soții, mame, eu știu. Sau aveți aspecte în semne de pământ, unii dintre voi. În acest motiv vă reprezintă. Sunteți stabili, poate, unii dintre voi, da? Cineva a plecat. V-a părăsit 8 de cupe? Thank you.
Da, e un magnetism, e o atracție. Este un vis și sunt niște conflicte. Cum puneți aceste atribute în puzzle-ul vostru, voi știți. Poate că această plecare a creat conflicte. Poate că persoana care a plecat încă mai visează sau a visat la o atracție, a visat undeva, a fost atras. Trasă. Citate scăile Domnului. Clarificăm noi decupe odată. De două ori. De trei ori. Șase de bute. Și împăratul. Vrea cineva să vă impresioneze, să vă cucerească? Veți vedea. Mai dăm o carte. De două ori. Regele de foc. De trei ori. Și 10 de bute. Și am văzut regina și apare și regele. Și l-am văzut și pe aici, pe undeva mai devreme. Regele de foc, da? E un personaj pasional, așa, pasional, e focos, care vrea să vă impresioneze. Probabil că e sufletul vostru pereche, unul, pentru că avem mai multe suflete perechi, unul dintre sufletele perechi. Ori simte foarte intens această atracție față de voi, această conexiune emoțională, ori vrea să vă impresioneze, de-aia zic fiți precauți, pentru că sfatul era 5 de spade. Oriceva, dați foarte bine împreună și se creează invidii. La capătul setului de cărți, o casă, o familie și trei de spade dezamăgiri și judecata, dorința de renaștere. Ce vă spune asta? Voi gândiți-vă. Zece de bute. Se consumă. E foarte atras de voi. Nici 6 de bute vrea să cucerească. Să vă cucerească. Simte atracție foarte intensă, dar simte și conexiune emoțională. Dar pe de altă parte, acest 10 de bute poate să însemne și o dorință voastră de a încheia acest ciclu cu acest personaj. În cazul în care regele de bute nu se dovedește loial, pentru că, da bine, a apărut în poziție normală, dar în principiu, dacă ar fi apărut invers, ar fi fost o problemă. Dar, unii spun că regele de bute nu e loial. Eu nu prea cred, dar dacă este totuși o persoană care a plecat, a venit, nu apare totuși nimic, niciun semn că ar fi ceva nou. Din acest motiv zic. Dacă e o poveste care vă consumă, vreți să puneți capăt, pentru că văd că apare și lumea. Da, hai să mai vedem. Hai să mai vedem. Cinci de spade, asta foarte ciudat, sfatul odată. De două ori. De trei ori. Șapte de cupe. Aici este. Sunt niște confuzii. Cineva are opțiuni? Și atunci fiți atenți, atente. Avem, de obicei sunt fete femei, da? Ascultătoarele mele. De obicei. Fiți atente pentru că se creează o confuzie. Hai mai vrei, uite, tot împăratul. Ori împăratul are opțiuni și dacă are opțiuni și e cuceritor acest împărat, acest rege de foc ce-o fi, că nu degeaba se simte el atras de voi, doamnelor, că o să fiți și voi la fel de impresionante ca și el. Are opțiuni și opțiunile acelea sunt super invidioase. Mai dăm o carte pe acest sfat. Gata. De două ori. De trei ori. Vocea, ascultați-vă vocea interioară, interesant. Regele de spade, fiți înțelepte. Fiți înțelepte sau înțelepți. Raționale un pic.
ceva a murit, o relație a murit, da? Și trebuie mai întâi să vă vindecați. Aici este înțelepciunea. Trebuie mai întâi să vă vindecați. Nu mai vorbim acum de persoane, vorbim de sfat. Da? Dacă ceva s-a încheiat, a murit, gata, am văzut turnul trecut. Dați-vă timp să vă vindecați și fiți în energia voastră cea mai... De-aia a apărut și regele de spade acum și mai devreme 5 de spade. Fiți super, super vigilente, vigilenți. Ascultați-vă vocea interioară și dintre opțiunile pe care le aveți și voi, nu doar ei, pentru că opțiunile lor sunt super invidioși, probabil, și din opțiunile voastre puteți să alegeți, dar, repet, alegeți cu precauție. Uf. Și vrut o altfel de etalare. Aș vrut o altfel de etalare. Ia mai dăm o carte pe vocea asta. Ce zice vocea asta? Odată. De două ori. De trei ori. Și iar fac etalare lungă. 5 de băte. 5 de băte care înseamnă conflicte. L-am văzut mai devreme, nu mai știu pe unde. 5 de băte. A, în spatele împăratului, dacă dați în urmă. Da, conflicte. Bine, săgetător, semn de foc. Și semnele de foc atrag chestiuni de astea. Într-un fel sau altul. Tocmai pentru că sunt combative, teoretic. Dacă ajungeți mai ales în poziția de regină de bâte și împărăteasă, cu atât mai mult veți atrage invidii și vorbe. Ascultați-vă vocea interioară. Și nu doar interioară, eventual ascultați. Poate că aici asta a trebuit să ascultați și la fricile voastre. Fiți atenți. Atente. La frici a apărut spânzuratul, care reprezintă o schimbare de perspectivă, conexiunea la divinitate într-o altă formă. Poate că a trebuit să depășiți și această frică ca să puteți vedea lucrurile din alt fel de perspective, da? Să înțelegeți de ce se întâmplă, de ce trece, de ce aia, de ce altă. Cinci de băte, nu mă mulțumește deloc explicația asta. 5 și 5. Interesant. La capătul setului de cărți, asul de spade, iar e o comunicare. Fiți cât mai corecți, cât mai drepți, cât mai, da, să nu creați motiv ca această concurență, să ca acei oameni invidioși să aibă motiv de bârfă sau de discuție. Clarificăm patru de bâte. Odată, nu sunteți voi acolo. De două ori. De trei ori, casa cuiva. Marele preot. Este o persoană căsătorită, da? Două cărți arată căsătoria și patru de bâte și, și marele preot. Acest personaj, iau-te, și 10 de monede, care iar pentru mine înseamnă căsătorie tradițională, ca și marele preot. Dar apare și asul de bâte. Atracția. Atracția fatală poate și sunt și niște lacrimi, niște doruri. Ia uite, a fost frumos cândva, le este dor. Cineva așteaptă să se reaprindă o flacără sau să se aprindă o flacără. Ha. Da. Mai dăm o carte pe exterior. O dată. Aici. De două ori. Și este normal, dragii mei, pentru că anul acesta avem niște alegeri atât de grele de făcut. Și la fiecare talare nu cred că este vreuna la care să nu lipsească doiul și șasele. Interesant, îndrăgostiți. Iar, apropo, dragii mei, acest personaj e îndrăgostit de voi. Da?
sau s-a îndrăgostit de altcineva, voi știți. Dar e într-o situație în care trebuie să aleagă între voi și altcineva. Că nu degeaba a apărut în detalarea voastră. Dar, repet, nu sunteți voi. Persoană căsătorită. Dar poate este flacăra voastră geamănă, că așa se întâmplă, știți? Deși m-am cam săturat de această poveste cu flăcările gemene, dar trebuie să o aduc aminte pentru cei care credeți și vreți să vă încurcați în așa ceva. Îndrăgostiți-i. Alegere importantă în dragoste. Ce alege acest personaj? Tradiția sau? Sau sufletele perechi, flăcările gemene? Uf, uf, uf. Probabil că și voi simțiți. Măi, ce cărți. Și iar asul de spade pe care l-am văzut mai devreme. Trebuie gândit bine. Trebuie exprimat corect, sincer, deschis tot ce este. Toată încurcătura trebuie povestită, trebuie explicată ca să puteți să ieșiți la liman. Dacă se vrea asta. Clarificăm lumea odată. Uf! Sunt prea multe. Dar văd că cineva se luptă. De două ori. De trei ori. Nouă de cupe. Asta e, mă. Vreți să vă iubiți. Să vă iubiți ca împărăteasa aceasta. Nu doar să cuceriți, dar aici sunteți voi. Cum începe să deveniți? Sper. Ar fi frumos. Dar pentru asta trebuie să iertați. Nu doar să vă iubiți pe voi, trebuie să și iertați. Că aici, la spânzuratul, în momentul în care schimbi perspectiva și vezi că există o logică, sau chiar dacă nu înțelegi logica, știi că există un plan divin mai presus de toată suferința prin care treci, atunci începi să ierți. Lumea și nouă de cupe. Asta e. În momentul în care începe să vă iubiți, atrageți altfel de oameni, nu mai atrageți oameni karmici. Trebuie să învățați să mergeți mai departe, 8 de băte pe care l-am văzut mai devreme și 3 de băte care și acesta și unul și altul vă reprezintă din punctul meu de vedere, ca săgetători, ce aveți voi aici, 3 de băte înseamnă speranță, da? 8 de băte, mergeți mai departe, zburați, tindeți către sus, către divinitate. Și 8 înseamnă și transformare, evident, da? Și am văzut 8 de cupe, uite, 8 de cupe. Deci, detașați-vă de o anumită imagine pe care v-ați dorit să o manifestați. Poate aveți alt rol în viață. Detașați-vă, vindecați-vă și iubiți-vă și iertați-vă. Iertați-vă și pe voi, iertați-vă și pe ei. Clarificăm 5 de monede odată, de două ori, de trei ori. 2 de monede, iar va trebui să alegeți. Hai să mai vedem ce. Ia uite, între 9 de monede care atrage 10 de monede și ia uite, emoții pozitive, un cuplu pozitiv, nu cu atâta dute vino cu... Mai dăm o carte între cine și cine o dată. De două ori. De trei ori. Asul de cupe, măi, vindecare. Între sentimentul de abandon, aici trebuie să alegeți, între sentimentul de abandon că va părăsi cineva și poate o nouă dragoste, poate. Dar, repet, aia va veni în timp, este undeva într-un viitor. Important este asul de cupe să fi născut vindecarea voastră, născut, să fi manifestat vindecarea voastră. Și în momentul în care sunteți și voi cât de cât vindecați, da? Că așa, șontâc, șontâc, nu poți să te duci la cineva care arată sclipitor, da? Și nici nu e frumos, eu așa gândesc, că nu e frumos nici să cerșești dragostea, nici să aștepți să fii salvat, e urât. Sau să fii victimă și să vină salvatorul, buf, nu. Că salvatorul poate să fie, devină narcisist, știți? E riscant, risky. De-aia vi se ce să fiți precauți. Deci, va trebui să alegeți în viitor. În continuare, ca să se manifeste această dragoste sau nouă lume, dragoste față de voi, să puteți atrage sau să puteți crește de la regina de bâte la regina împărăteasă, va
trebuie să iertați, să vă vindecați sau rămâneți în sentimentul ăsta că ați fost părăsiți, că el e vinovat, că eu sunt aia. Nu, nu, concentrați-vă pe altceva. Concentrați-vă pe dragoste față de voi. Și știți că asta aveți nevoie, da? Pe speranță, pe credință, că este luța, varianta mică, nu, de cupe. Ia uite ce frumos, Marea Preoteasă. Și focul, puteți să fiți voi conectate sau conectați la o altă energie, mult mai înaltă și să lăsați în urmă 10 de spade, da? Trădările, sentimentele astea de trădare, de durere, blocajele. Clarificăm regina de bute. O dată. De două ori. De trei ori. 8 de spade. Probabil că acum încă sunteți. Pentru că vă doriți asta. Încă sunteți în acest cerc. Că de-aia apare și 5 de monede în viitor. Încă mai vibrează acest sentiment de abandon. Mai e de lucru ceva, de lucru. Mai e. Ia uite. Sunteți în tăcere față de cineva. Eventual sunteți în plină călătorie spirituală. Da? Regina de foc. Voi. Voi. Hai dăm o carte pe 8 de spade și regina de bâte o dată. De două ori. De trei ori. 2 de cupe, da. În legătură cu sufletul pereche, da? Cu acesta, cred că e acesta, nu? Voi puteți să-l descrieți. Sau poate, frumos ar fi, înțelept ar fi, pentru că dacă începe să vă iubiți, dacă manifestați vindecare, să conștientizați la această schimbare de perspectivă de care poate unii dintre voi încă fugiți, că mai există și alte suflete perechi, nu doar acela. Și cu care s-ar putea să aveți o misiune mai... Ia uite, asul de monede. Da? Să aveți altă misiune, altceva de realizat. Ia dăm și pe împărăteasă o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Extraordinar. Ia, cred că la etalările din ianuarie, nu știu câte ori când mi se dublează cartea împărăteasă, împărăteasă. Regina de foc. Să spune că sunteți voi? Care începe și ceva, ce înseamnă împărăteasă? Înseamnă dragoste, o dragoste pură care manifestă nu dragoste trupească, fizică, de al de regina de bâte, că în general regina de bâte este focoasă, da? Dragoste pentru natură, pentru mediul înconjurător. Conexiunea cu divinitate se face prin natură, că da, este înconjurată de atâtea, da? Da, este înconjurată de atâtea. Eu zic că dacă aveți răbdare și alegeți corect alegerile acestea din anul 2022 despre care o să vorbesc, să mă simt mai bine, Arabela, și o să vorbesc. Că știi că am avut niște probleme. Da? O să vorbesc. Am atâtea viziuni și perspective despre 2022. Care ar merita ascultate. Mai dăm o carte, totuși. O dată. De două ori. Interesant, eremitul. Și 8 de bâte și faetonul. Da, sunteți în plină călătorie. Aș spune că, ia uite, plângeți un împărat, da? Plângeți perechea voastră divină. Dar, poate tăcerea aceasta o să o puneți voi ca să mergeți mai departe către destinul vostru. Eremitul, e o tăcere. Se regăsește și aici, într-o variantă, 5 de monede. O tăcere. Mai dăm o carte.
Și o călătorie, trei de bute. Și o călătorie, interesant că urmează după trei de bute, faetonul. Eremitul nu înseamnă doar tăcere, nu înseamnă doar călătorie prin întuneric, prin greutăți, călătorie spirituală. Eremitul înseamnă și analiză. Cred că unii dintre voi veți analiza profund la această noțiune de cuplu divin, femeie divină, împărăteasă într-o formă sau alta. Și după ce veți fi înțeles că după Eremit vine trei de bâte și faetonul, după ce veți înțelege exact pașii sau ce trebuie făcut, veți aștepta cu răbdare momentul în care va trebui să mergeți înspre destinul vostru, înspre steaua voastră, faetonul. Veți începe călătoria, o altfel de călătorie, nu în întuneric, în lumină, pentru că înainte de faeton este eremitul aici, da? Trebuie înțeles, trebuie analizat ca să puteți alege. Că și faetonul are la bază alegerile, da? Da, apare, draga mea, apare într-adevăr regele de spade și sarcina apare, dar nu ne interesează asta foarte mult. Că vine, că mai vine, că mai caută să se împace, am spus de la început, sfatul este fiți atenți la confuzii, la conflicte, la jocuri mentale, la invidii, concentrați-vă pe vocea voastră interioară, vă spune după atâtea încercări că e cazul să alegeți dragostea, să vă alegeți pe voi și eventual un alt suflet pereche va fi întâlnit în călătoria către destinul vostru adevărat. Poate nu întâmplător apare în această... Bine, voi vă luați mesajele și vi le așezați cum vreți, dar poate nu întâmplător apare 8 de cupe, da? Și regina de monede. Dacă v-ați dori să fiți căsătorite cu cineva, poate că trebuie să renunțați la acest vis. Vis, da? Vis sau... Da. Vis. 7 de cupe. Acest vis v-a adus confuzii, conflicte și probleme. Dacă va veni acel bărbat în balanță cu copil, voi știți, draga mea doamnă, dar eu zic, acesta ar fi mai important, construcția voastră, energia voastră, să învățați să iertați, să nu vă mai afecteze. Pentru că în momentul în care știi că ai o altă misiune, mai înaltă, mai frumoasă, nu-ți mai pasă de suferința prin care ai trecut. Îți dai seama că trebuia să treci, da? Aici e schimbarea de perspectivă, da? Altă viziune de care unora vă e teamă. Ierți și mergi mai departe. Vedem. Din ce a spus, se va manifesta ianuarie, februarie, în perioada următoare. Cineva își dorește, într-adevăr. După cum se vede, își dorește. Eventual să facă casă cu voi. Se aleagă între casa tradițională și casa aceea divină. Dar lăsați-i să-și facă treaba. Lăsați-i să se lupte. Aia e problema lor. Voi trebuie să vă concentrați, domnilor, pe această energie. Da. Hai să vedem. Iar am vorbit. Sfatul. Pentru Scorpion. Nu Scorpion, mai Săgetător vreau. Soare, Lună, Venus, Ascendentul lor în Săgetător odată. De două ori. Ba nu, hai să vină singur, nu mai fac de trei ori. Aha, uite, onorați-vă sentimentele. Primul pătrar din luna
vești. Onorați-vă sentimentele. Fiți atenți la detalii apropo de 5 de spade și mergeți înspre reechilibrarea voastră. Find the balance. N-are legătură cu bărbatul acela în balanță, nu. E doar o lună plină în balanță care spune să ne găsim echilibru și face parte din sfaturi, da? Mergi înspre echilibru, dar caută detalii cum să găsești acel echilibru și între timp onorează-ți sentimentele. Simțurile, senzațiile, cu alte cuvinte dezvoltă-ți niște calități subtile. Sensibilitatea. Și asta o faceți prin astfel de cupe, nu prin 5 de monede. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut. Numai bine. Ciao, ciao.